Bună ziua, doamnă Tatiana! Bună ziua! Să rog, cum ați devenit trader și când ați hotărât să faci parte din familia Double Case? La curs am venit în primăvară, în aprilie undeva. Și am trecut cursul, nu prea înțelegeam ce se trece, unde am venit, ce învăț. Am început să înțeleg deja când am trecut la practică. Într-adevăr, cu ochii mei am văzut că, clar, oricum, dacă era demo, oricum, am văzut rezultate. Și asta m-a zic, înseamnă că eu pot. Așa. Și mi-am deschis cont propriu în iulie. M-am gândit mult la asta. Adică, nu mi-a spus nimănui. Nimănui, nici soțul nu știe. Am deschis, zic că fie ce-o fie, am văzut că poate fi un succes. Oricum, cu toate problemele, toate datorii, ori cred că toți au datorii. Și a fost un imbold, adică să-mi schimb viața. Trei copii am, adică super, trebuie. Da, doar soțul lucra la momentul acela. Eu eram la concediu de îngrijire a copilului, genul are 3 ani. Și zic, eu trebuie să fac, oricum trebuie să schimbări, că așa mai mult nu se mai poate de trăit așa, cum promotorii, da, iar în promoții. Și am început primul profit în 2 luni, am văzut, adică real. Am înțeles. Da. Banii care ați investit, deja de ați recuperat. Da, și am întors, adică... Ceea ce ați împrumutat, da, am fost împrumutat și 2 luni am zis soțul, a zis că a spus wow. Cât ai reușit da. Să faci? Mi-a spus bravo, măcar că nu a crezut în aceasta. Cum era informat, adică a spus că noi în Moldova nu știu, nu se practică așa ceva. Mi-a spus că eu am găsit, adică se poate. Așa, ce recomandare aveți pentru mămicile care stau acasă în cuvinte de maternitate? Să încerci, într-adevăr, să nu fie frică. Am trecut de toate etapele acestea care sunt contraindicate. Și frică, și la COVID puțin a fost, am văzut că a fost o greșeală. Și zic că trebuie de lucrat fără aceste calități, într-adevăr. Este frică, desigur, dar trebuie să o învingi cumva.